În controlele pe care comisarii CGPC Dâmbovița le-au desfășurat în luna ianuarie, s-au controlat 72 de operatori economici care comercializau produse alimentare și textile, fiind aplicate 33 de amenzi contravenționale în valoare de 28.500 de lei. În luna ianuarie 2013, comisarii CGPC Dâmbovița au desfășurat o acțiune tematică proprie de verificare a respectării prevederilor legale la comercializarea produselor alimentare, a produselor textile și verificarea respectării prevederilor legii numărul 349/2002 pentru prevenirea efectelor consumului produselor din tutun în unități de comercializare din mediul urban și rural. S-au controlat 72 de operatori economici care comercializau aceste produse, fiind aplicate 33 de amenzi contravenționale în valoare totală de 28.500 lei. Inspectorii CGPC au și câteva sfaturi pentru consumatori. Aceștia sunt sfătuiți să refuze produsele care sunt prezentate într-un ambalaj necorespunzător și de asemenea să solicite bonul de casă pentru a putea proba în cazul în care se dorește reclamarea calității produsului.